Pentru că se apropie sezonul cald, când piețele și magazinele vor fi invadate de tot felul de produse proaspete, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor revine cu o serie de recomandări cu privire la diverse elemente extrem de importante, menite să-i ajute pe cumpărători să pună în plasă produse cât mai sănătoase. Și pentru că este în joc sănătatea noastră, dar și bugetul familiei, este nevoie de multă atenție, de etichetare și până la observarea directă a aspectului produsului. În primul rând, trebuie să verificați prin apreciere directă și să nu cumpărați produse cu semnele organoleptice de alterare, adică cu aspect de mâzguit, cu prezența mucilagiilor a mucegaiului, cu o culoare modificată sau cu pete sau care prezintă lovituri. Atenție, produsele de calitate întâi nu conțin lovituri, pete sau excrescențe. Atenție și la preț, verificați concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bunurile de casă și nu cumpărați produsele cu ambalajul deteriorat. Citiți cu atenție eticheta de prezentare atât la produsele ambalate cât și la cele vrac. Acestea trebuie să conțină avertizări cu privire la existența unor substanțe cu care legumele sau fructele au fost tratate, inclusiv a fungicidelor cu care poate fi tratată coaja citricelor. În acest caz, coaja nu este destinată consumului uman, iar după decojire, mâinile trebuie bine spălate. Și nu în ultimul rând, înaintea consumării, spălați bine cu apă din abundență legumele sau fructele.